Auzi, mă, Leana, dar eu știu ce vreau să te întreb. Tu faci parte din categoria, zic eu, român jet pe jet, domnule. Da. Și asta înseamnă că ți-ai făcut credit pentru mașină. Am și vândut mașina între timp. În fine, leasing. Da? Nu mi-am făcut leasing? Nu, 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 că eu nu fac așa ceva. Eu nu mi-am făcut leasing, că mi-e frică de al 14-a rata, a 15-a rata. Nu mi-am făcut leasing, eu mi-am făcut împrumut. Ca românul autentic, dă și ea mașină de aia scumpă și trăiește în garsonieră și, pe urmă, când nu mai are bani să o plătesc, o vinde. Ce să fac? Așa să... Da, e liniștită, că se întâmplă și la case mai mari și vorbiți despre vedetele noastre, ălea mari. Adică eu nu sunt acolo? Tu ești internațional, am mulțumesc. Zis noastre, mulțumesc. Am zis doar mare. Ideea este așa că Andreea Marin a fost invitată în podcastul lui Cătălin Măruță și a vorbit și ea despre faptul că, da, are credit. Nu-mi și spune. Da, are la mașină. Nu-mi spune, urmează să scriu o carte și sunt și eu ca ea. Asta înseamnă să fii român adevărat, domnule. Pe persoană fizică sau pe firmă e creditul? Eu altceva vreau să întreb. S-a terminat contractul cu firma cu care ea, de la care ea primea mașinile gratis? Dar tot de aia și-a luat. Tot nu de e gratis nimic în România. Cel mult cred că a primit o reducere. Se plimba toată ziua cu ea gratis. Păi, probabil că a luat o reducere. De-a bodarâla, cum se spune. Da ce? De-a bodarâla. Bodarâla, boda proste. Măi, dar e normal acum, nu? La nivelul acesta... Știi cum este? Niciodată nu investești tot cash-ul. Nu faci ca unii care se duc să cumpere mașina cu bani în mână. Da? Dai și tu cu țurit, așa. Astăzi vă dau, mâine n-am. Mă mai amânați până luna viitoare. Eu v-am spus că nu e bine ascuier, că nu. Eu zic că o să-și achite creditul repede și asta pentru că aseară a avut loc lansarea noii cărți a Andrei Marin. Da, da, da. Ați auzit bine? Eu cred că o să-i meargă bine și vorbim despre cartea Nu există, nu se poate, o carte inspirată chiar din emisiunea pe care a avut-o la un moment dat, o emisiune despre povești de viață. Înțeleg că este o carte pentru toți cei care își caută inspirația, care se simt rătăciți la un moment dat și caută un drum, un sfat în viață. Da, Leana, zi. Nu, că am ajuns să te ridic mâna ca să nu te mai deranjez. Eu am aici, ai zis că e vorba despre emisiune. Îi fac rău un casc așa, rău așa. Este vorba despre emisiunea pe care a prezentat-o, dar ce crezi? Taci, că e ideea mea să zic asta, nu a ta. Scuzați. Ascultăm același post de radio? Iar dimineața ce crezi că am făcut? A zis că o să vină cu un podcast. Fix ăsta a fost planul acestui. Îmi place să spun chestia asta pentru că Andreea Marin este un om care funcționează așa cum trebuie și de-aia este unde este și foarte bine să-și ia mașini pe barter de la firma aia pentru că ea face cinste mașinii. Deci, a pornit acest proiect Nu există, nu se poate cu emisiunea la televizor, apoi a făcut o carte și acum urmează să facă un podcast în aceeași idee. Uite cum se întâmplă o campanie frumos construită, frumos organizată de o femeie care tocmai despre asta se ridică. Eu ascultând-o ieri, vreau să-mi cumpăr și eu azi, chiar dau după ce plec de aici, îmi dau comandă de carte, pentru că pare foarte, foarte interesantă. Chiar pare. Bă, da, hai să fim serioși. Iar Andreea Marin, the best și poate să se mai chinuie încă multe fete care apar la televizor și se pretind Andreea Marin. Nu știm Marin. La cine se nu e așa? Nu e așa? Nu prea ne iese așa, așa că rămâneți voi la numele vostru și lăsați-o pe femeia asta că face niște lucruri senzaționale. Respectul meu maxim pentru Andreea. Felicitări. Mă, și le face destul, fără... Prea mult efort prea așa, nu? Mult bling-bling. Culmea, într-o lume... caracterizată iacătă bună oară de bling-bling, femeia asta reușește să facă fără prea mult bling-bling. Cred că trebuie să aibă ea niște secrete. Oare să fi muncit mult la viața ei? Oare? Nu, eu cred că a venit așa și ea. Uite așa i s-au așezat toate pe bandă. N-ai cum.